Aici mi-a dat cu scândura, când a venit a pleznit scândura așa. Și aici nu știu cu ce mi-a dat, cu piatră, nu știu cu ce, că e ceva de piatră. Și aici cu sticlă, cu ce mi-o fi dat, nu știu, uite așa făcea o mașina mea. După numărarea voturilor de la alegerile din Comuna Buzoiană, Vâlcelele și anunțarea rezultatelor, fiecare tabără de susținători ai celor doi candidați s-a retras. Unii au sărbătorit victoria, alții înfrângerea. Spre dimineață, trei dintre susținătorii candidatului care a pierdut s-au retras către locuințe. Aceștia susțin că pe drum au fost opriți de un grup de alegători ai primarului reales și luați la bătaie. Una dintre victimele agresiunii a ajuns la spital cu salvarea chemată de mama sa. Și domnul doctor a constatat buza superioară și inferioară tăiate pe dinăuntru, am patru copci sus și trei jos și doi dinți din față se mișcă, o să merg la dentist să fac un control mai amănunțit. Aici la partea dreaptă, la coaste, mijloc, m-au lovit cu picioarele, cred, am făcut și radiografie aici. Noi treceam liniștiți, ne duceam spre casă, nu aveam cum să provocăm noi trei inși, un munte de oameni. Ceilalți doi bărbați bătuți de susținătorii primarului au mers și ei ulterior la spital pentru îngrijiri medicale. Când răbâtă, nu știu cu ce m-au lovit, plecam acasă cu copilul și împreună cu alt cetățean în vârstă de 66 de ani. Pe terasă la barda jmitică chefuiau actualul primar cu toată gașca lui, cu preotul, cu prioteasa, cu toți. A venit băiatul fostului primar, Zmochină, i-a chemat, a oprit mașina drept noi, i-a chemat, au venit 10, 12, nu știu câți, ne-au tăbărât, eu mi-am luat un lemn în cap, nu știu ce a fost, scândură. Unde v-au lovit? Arătați-mi. Aici, în cap, dintele săgâțână, uitați-vă. Păi aici s-a repezit la mine, mi-a dat una, l-am îmbrâncit un pic prima dată când s-a repezit la mine și îmi spunea că nu știu ce acolo. S-a repezit, după aia s-a repezit să dea. Și cu ce v-a lovit acolo, de aveți barba spartă? Nu știu, nu știu ce o fi avut în mână, abar n-am. La noi, cel puțin mișul, mi-a dat cu scândură cu ceva, nu știu pe el cu ce l-a lovit. Reprezintă leziuni minore, urmând ca stabilirea definitivă a diagnosticului să se realizeze în zilele următoare, după consultul stomatologic și neurologic. Deși toată ziua alegerile au fost supravegheate de polițiști, azi noapte, când ar fi trebuit să aplaneze un eventual conflict, oamenii legii au ajuns abia după ce a fost sunat numărul unic de urgență 112. Nu știu, sincer să fiu, ei erau doi și acolo cred că erau 15 persoane pe ei. În timpul ăsta a venit poliția, dar poliția a venit mai târziu, fapt care noi am încercat să ajungem spre casă. Deci acel drum era spre domiciliul nostru. Acolo a luat poliția măsurile necesare, a mai chemat întăriri pentru faptul că ne-a fost frică și jandarmii și mascații. Eu am fost nevoită să chem salvarea pentru copilul meu că... La fața locului au fost trimise echipaje de mascați și jandarmi. Localnicii spun că și primarul, care sărbătorea la o terasă victoria, avea datoria să intervină pentru aplanarea conflictului. Și eu am luat una peste voi pe geam, că aveam geamul deschis, de la tabăra lui domnul primar, care domnul primar stătea, cum v-a spus, și dânsii stăteau pe terasă și chefuiau cu prioteasa și cu preotul, cu toți, și pur și simplu nu le-a zis măcar, băi, terminați, veniți încoa. Victimele scandalului de azi noapte susțin că vor depune plângeri împotriva agresorilor după ce vor obține documentele medico-legale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe, iar cele 7 persoane implicate în scandal au fost amendate contravențional.